De la vaccinarea de circulanță astăzi la Comanic pe DN1, șoferul unui autoturist care mergea spre București din nu se știe ce motive a pierdut controlul volanului și mașina sa a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit de două autovehicule care circulau regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic. 6 persoane au fost implicate, dintre care 2 rănite grav, iar o altă a fost scoasă de pompieri dintre fiarele contorsionate. În total, la Ploiești au fost transportate 3 victime. Din cauza accidentului, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate. Polițiștii au deschis o anchetă.